importantă sau cea mai frumoasă victorie de până acum? Da, este cea mai frumoasă, ținând cont și de adversarul pe care l-am avut, dar în primul rând datorită contextului, pentru că, sincer, nu le-am spus nici băieților și n-am declarat nici la flash-uri, chiar mi-a fost teamă de meciul ăsta. Poate mulți nu știu, n-au făcut decât un singur antrenament între aceste două jocuri, FCSB și din această seară, știe toată lumea situația. I-am înțeles, știu foarte bine ce s-ar fi întâmplat în momentul în care se putea pierde meciul, pentru că până la urmă este fotbal și jucam contra Craiovei și știu cum gândește lumea. Acum li s-au dat banii, nu mai vor să joace și așa mai departe. Și pentru asta mă bucur și le-am spus, trebuie să ne autodepășim, am spus-o și la începutul jocului, să ne autodepășim și asta au făcut. Pentru că chiar am avut o echipă puternică, îmi pare rău pentru Mirel, i-am urat baftă în continuare, au o dinamică foarte bună, jucători cu calitate, jucători care verticalizează și mă refer la mijlocași, care joacă între linii, a trebuit să blocăm spațiile. Bineînțeles, efortul a fost foarte mare și pe final, repet, mi-a fost teamă că nu vom rezista ritmului jocului. Se pare că banii a fost mai puternici decât orice antrenament, în urmă. Că... Nu, vreau să înțelegeți că atâta timp cât un jucător, un sportiv joacă, să zicem, cu întârzieri salariare, nu înseamnă că dacă îi se dau banii, atunci nu mai joacă. Nu, poate să fie o simplă coincidență. Știu cum gândește lumea și e ușor să judeci. Și da, chiar le-am spus jucătorul, trebuie să ne autodepășim pentru că lumea ne va judeca. Da, dar cred că se simte oarecare liniște acum în vestiar. Sau s-a simțit, nu știu, se simte liniștea pentru că sunt premize pozitive pe viitor. Pentru că degeaba dai niște bani și pe urmă lucrurile vor fi ca și mai înainte și mai pierzi și jucători și problemele cele mai mari au fost în mintea jucătorilor pentru că nu știau ce se va întâmpla. Își doreau să prindă totuși o echipă dacă zvonurile care s-au tot vehiculat, da, vis-a-vis de eventual faliment, că primăria nu susține și așa mai departe, sunt foarte multe lucruri urâte și plecate chiar din oraș, după câte se știe și știe toată lumea, dar asta mă bucur că nu sunt reale și că, într-adevăr, cei doi patroni au făcut tot posibilul ca să regleze câteva lucruri și, repede, ne-am spus jucătorilor ca niciodată să mai optimist de viitorul acestei echipe. Deci nici nu va pleca nimeni acum în perioada. Nu știm dacă va pleca. Baba Al-Hasan a fost foarte, foarte supărat. Îl înțeleg și a dorit să plece. Însă l-am făcut să înțeleagă, pleca la, într-adevăr, în Liga a doua Spania. Bani ca și salariu, avea salariu mai mic decât îl are la noi. Încă nu este închisă pentru el această, să zicem, un eventual transfer. Într-adevăr, acolo s-a închis, dar sunt posibilități în continuare, sunt discuții pentru el și, bineînțeles, dacă va fi o sumă corectă la momentul ăsta pentru el și mai ales salariul lui să fie unul ok, atunci eu îmi dau acceptul fără niciun fel de problemă. Mai putem vorbi de Hermannstadt ca o surpriză plăcută sau începe să devină o certitudine echipa la cum joacă? Și... Aceeași întrebare mi s-a pus după meciul cu FCSB și am spus să rămânem deocamdată, să zicem, surpriza plăcută pe început de campionat și după 5-6 etape, dacă vom ajunge pe locul de play-off, atunci putem gândi că suntem o certitudine. Asta este răspunsul pe care ți-l dau, ăsta este răspunsul pe care l-am dat și după meciul cu FCSB. Bun, acum a scăpat de, teoretic, perioada mai grea, urmează un meci cu FC Argeș. Da, teoretic, o echipă de play-off. Toate meciurile sunt grele, am spus de la început, pentru noi toate meciurile sunt grele. Normal, când joci cu echipe care joacă în cupele europene, o echipe care se bat la campionat, cu atât mai dificil ne este și dovadă că astăzi chiar ne-a fost foarte, foarte greu. Într-adevăr, meciul cu FC Argeș, jucăm la Pitești, o echipă foarte bună, la fel cu un lot bun, un antrenor tânăr foarte, foarte preocupat. Nu mă gândesc și sunt fer convins că nici băieții nu se gândesc că avem un meci ușor la Pitești. Paraschiv merită o primă specială astăzi? Paraschiv își face datoria. Indiferent și dacă n-ar marca, mișcările lui și tot ce face pentru echipă, toate lucrurile astea sunt normale. Dacă marchează,
este un bonus pentru că atacanții se hrănesc cu goluri, într-adevăr. Și îmi doresc ca toți atacanții să marcheze în momentul în care intră pe teren. Acum depinde de fiecare, câteodată ai și șansă. El, într-adevăr, este un, am mai spus-o, un oportunist, este un băiat care simte poarta, un jucător de viitor și îmi pare rău că nu l-a văzut nimeni până acum.